Dan, ești pregătit? Da. Hai, bagă. Hai că băieți, e prea târziu, deja am început, gata. Mersi, gata. Domnule, ești mai bine decât atât trecut. Ai ieșit mai bine. La podcastul numărul 10 va fi seamless, hai. Da, dacă mă ajunge. Dacă nu e seamless până la podcastul numărul 10, editez eu. Vă pun pe toți odată din ce avem. Asta e, gata, hai. Bun! Declar discuția deschisă. Da, ne ajută. Bună ziua, suntem la podcastul numărul 2 al cabinei 2. Perfect. Ultimul podcast cu cabina 2. Adică să vedem, nu știu. Încă n-au venit ratingurile. Ne aflăm aici cu, din nou, cu Matei Arvunescu. Doamne ajută la toată lumea, yes, sănătate. Yes. Zis și John Lennon după ce a mâncat prea multe conserve cu macrou. Bun. Bine. Okay. Ai scris? Astea sunt alea pe care le-ai pregătit. Le-ai. Nu, asta nu e pregătit, am dat la popa. Bun, mai ajut. Așa, îl avem pe Mihai Mitrea. Mihai Mitrea, Pavarotti din Carpați. Practic, deci nu dai nimic. E un fundal alb. Da, nu dai nimic. L-am pe bine, Alex Popa. Wow. L-am pe Alex Popa, pe care abia l-am trezit, pentru că uite, e în pijamale. Este tricoul meu de vară, Dan Puginea, nu e tricoul meu de vară. E tricoul de vară, m-am înțeles. Da. Foarte bine ți l-ai ales, mai ales acum în martie. Și l-avem și pe Mircea Alexandru Băluță, acest Jason Statham într-un magazin cu lămpi. Bun. Asta e bine. Mai bun. Bun. Ai zis că a fost introducerea a fost mai ok? A fost bine. Da. O să vedem ce spune. Îl avem și pe Dan Pugineanu, acest Ryan Reynolds al mizerilor. Perfect. Mi s-a spus și mai rău. Suntem suntem aici să dezbatem astăzi, cum probabil vă și așteptați, singurul subiect care e pe toate știrile și pe toate buzele tuturor. Despre talent și despre emoții. Da. Pentru că asta ne-a venit nouă să... Urmăritorii de la primul podcast. Asta exact. Au tot la... Da. Cei trei ne-au spus că asta ar vrea să știe de la noi cinci. Da. Dacă există sau nu acest talent. Da, bun. Da. Și înainte să începem, vreau doar să fac încă un mic amendament. Pentru că am văzut că la alte podcasturi, nu vreau să dau nume, nu spui care, persoană importantă, am văzut că se umblă foarte mult cu englezisme și cu tot felul de lucruri de genul ăsta, cumva mi s-ar părea fair să rămânem numai pe română, da? Deci noi numai pe română, da? Da, da. So, let's get started. Despre talent. Asta era mă gândită de acasă. Bun. Bravo, Dani. Aruncă-le pe celelalte și... Bun. A fost foarte bine, o să începem difuzarea de acum. Deci de la cum e foarte bine. Hai. Propun să începem să vorbim despre talent, pentru că despre emoții am vorbit cumva tangențial și la podcastul numărul 1. Și revenim ulterior la emoții. Da. Da. Deci despre talent. Sunt cam două școli de gândire, cred. Unii care spun că eu cred că sunt trei școli talent. De stai. Sunt trei școli de gândire, iar Stai, așa. Stai, nu. Sper că talentul și valoarea de deasupra mea nu s-a avut, că pe podcast. Așa. Iar a început și au dat un petec. Vecinii mei, berceni. Să-i dăm drumul, iartă-mă, Dane, că te-am întrerupt. Sper că nu s-a auzit. Berceni, voiam să zic chiar. Asta vreau să spun, că sunt două școli în sensul că unii cred în talent și unii nu cred în talent și spun că munca e singurul exact lucru. Exact ca în Dumnezeu, da. Nu știu dacă, cred că este un subiect de podcastul 3. Da, da, pe care o să-l ținem pe Trinitas TV, acolo să ținem. Da. Am avut o și hostul va fi Doru Ben. Da, e clar. Salut, Doru. Așa. Da, deci hai pentru început să spunem fiecare. Să ne încălzim așa, credem. Da. Bun. Da. Voi ce credeți? Există talent sau nu există talent? Nu vreau să vă întreb dacă credeți că sunteți talentați sau nu credeți că sunteți talentați, ci în general.
în artă, nu neapărat în teatru, credeți că există talent sau nu credeți că există? Mihai? Matei. Ok. Perfect. 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 Suntem foarte sincronizați. Ok, hai, Matei. Da, eu cred că există. Mihai? Nu știu. Eu mă poziționez la mijloc. O să-mi dau și explicațiile poate mai încolo. Poate. Ok. Dacă Alex? Doar dăm răspunsuri așa rapide, o să zic și eu, scuze, am intrat direct, o să zic și eu că nu știu. Sunt cu Mihai pe aceeași baricadă. Ok. Alex? Eu aleg varianta cu da, există. Perfect. Dan? Deci cumva cade la mine. Unde? Așa. Unde ne poziționăm ca podcast în acest subiect pe larg discutat în zilele astea? Da, dacă suntem de stânga sau de dreapta, așa? Exact, exact. Eu cred că există talent, dar nu cred că e o chestie... necesară. Nu, nu neapărat că e necesară, ci nu cred că e o chestie atât de, importantă sau cum? Crucială? Nu important, nu crucial. Și mai mult, știi, atunci când spunem talent, cred că cumva ne referim la o chestie care e departe de noi, la o chestie, nu știu, care e termenul ăla, care nu e... mistic? Nu e palpabil. Inefabilă. Da, mistic, voiam mai mult. Ne referim la o chestie... Cum ai zis, Matei? Cum? Inefabil. Ok, o să caut mai târziu. Mersi, hai! Nu știu dacă talent egal cu har, pentru că cred că foarte mulți atunci când vorbesc despre talent și dacă există sau nu, se gândesc mai mult la har, care e un har divin, care ar fi un, nu știu, ceva desprins de noi. Și eu când mă gândesc la talent, cel puțin în meseria noastră, mă gândesc mai mult la, sau cum văd eu talentul în actorie, e plăcerea de a fi pe scenă și plăcerea de a repeta și plăcerea de a văd după privirile voastre. Deci tu asemuiești talentul cu a fi de fapt bucuria de a face această meserie, nu? Da, și cumva prin faptul că ai o bucurie de a face această meserie, din asta rezultă faptul că o repeți foarte des, repeți orice poți, oricând poți repeți, fără să vezi prin repetiție o muncă. Și cumva, pentru că repeți mai mult, devii mai bun. Și asta înseamnă că, practic, oricine o face cu plăcere, și se presupune că toți actorii o fac cu plăcere, că nu e o meserie pe care o alegi neapărat. E automat și talentat. Mie așa. Și dacă îți pierzi talentul, dacă îți pierzi plăcerea și dorința de a o face, cumva, mă rog, ți-ai pierdut, să zicem, talentul, dacă chemarea. Asta spui, practic. Da, interesant. Da. Nu m-am gândit foarte mult la asta. Bine că m-am gândit la primele alea de început. Se pare că nu am dreptate. Să nu am dreptate. Avut un gând, l-a aruncat și nu s-a așteptat să aibă un comeback. Pot să zic ceva, Dan, legat de ce ai spus tu? Cred că într-un cuvânt... Ce spui tu se rezumă la disponibilitatea unui om de a face chestia asta. Da, într-adevăr. Și cred că ar fi bine să facem distinția asta între talent și har. Pentru că mi se pare că dacă am crede în har, e pur și simplu un lucru pe care nu-l putem schimba. E un lucru cu care ne-am născut, da, spun unii, și cumva în legătură cu care nu putem acționa pentru a-l mări sau pentru a-l micșora. Și cred că discuția despre har actoricesc mi se pare cumva... fără miză, pentru că dacă ar exista, nu avem cum să-l schimbăm. Și de asta eu nu înțeleg care e diferența dintre talent și har. În înțelegerea mea, cred că harul e o chestie dumnezească, care nu știu dacă este un dar primit, da, am înțeles. Da, e un dar primit. Care fie tenaș, fie nu, da. Exact, exact. Pe când talentul, cred eu, cel puțin în perioada asta în care suntem acum, că e am putea să o traducem într-o disponibilitate crescută a unora spre anumite domenii sau, mă rog, am înțeles. Da. Și zici că talentul e o chestie la care poți să lucrezi. Păi atunci cred că ceea ce vrea să spună Dan cumva este că talentul poate sau disponibilitatea asta crescută, să zicem, spre domeniul teatral în cazul discuției noastre, poate să vină și din modul în care ai crescut. Adică
pot să fie expus. Asta voiam și eu să ca și tânăr, ăsta, da. să fie expus mediilor sau unui mediu în care trebuie să te prezinți, să spui poezic pentru sau să vă faci poze. Sunt foarte mulți copii care au parte de lucrurile astea încă de foarte mici și atunci se poate spune că asta este o disponibilitate crescută dobândită, e ceva dobândit. Eu am fost expus în copilărie teatrului sau mașinilor electrice pentru că tata era mecanic. Da. Da. Într-adevăr, harul este atunci ceva ce nu depinde de noi și nu depinde nici de felul în care ai fost crescut sau la ceea ce ai fost expus. Eu țin minte, apropo de har, dacă e să facem distinția asta, eu țin minte că în grădiniță, dacă o să vă vină să credeți, mi-a pus să desenăm, cred că în prima zi sau ceva, un copac cu acuarele și lucruri de genul ăsta și eram în grădiniță, deci cam, na, nimeni nu făcuse asta de foarte multe ori, nimeni nu mersese la o facultate da, asta. Nimeni nu avea studii de desen, da? Da. În afară de unul care rămăsese câțiva ani. Nu, deci nu era nimic. Și era inginer deja. Și iată că acum este în podcastul noi. Bună ziua, domnule Alexandru Popa. Da, bine. Deci toți eram varză, eram varză în sensul că nu aveam o pregătire în sensul ăsta. Și țin minte asta. Și țin minte asta că toți am desenat o chestie, nu știu, de neprivit, în sensul că era o chestie cu verde și cu roșu, albastru, habar n-am, în fine. Dar unul dintre noi, așa, într-adevăr, nu a desenat, spun cine. Da, nu dăm nume. Persoana importantă, nu știu ce face acum. Așa. Clar nu desenează copaci. Dar sper că stă acasă. Așa, bun. Vai, de capul A desenat. De ce l-am lăsat pe Pupineanu să vorbească în primul? Nu mai termină. Gata, mă opresc, promit. Asta, unul dintre noi a desenat, deși nu avea o pregătire în sensul ăsta, a desenat ceea ce cu toții am spus și profesoarele, sau, mă rog, educatoarele am spus, am stabilit de comun acord că e un desen mult superior celorlalți. Și asta mă gândeam, că asta cumva ar fi un argument pentru har. În sensul că băiatul ăla sau fata aia, nu mai țin minte, înseamnă că a avut har în acest în desen. Da, dar totodată nu poți să știi dacă a mai desenat sau nu acasă lucruri de genul ăsta. Adică poate că are o pasiune pentru copaci. Dar ceea ce zice Dan mi se pare și mie într-un fel relevant. Cumva în aceeași direcție aș denumi și eu ceea ce s-a întâmplat, acea minune care s-a întâmplat în grădinița din Piatra Neamț. Așa, da. Sau... Unde timp aflăm copacul și plângea și gata. Da. Cred că este într-adevăr o chestie legată de har, pentru că eu dau din experiența personală. Am fost vreo 2 ani la un cerc de desen, nu știu, cred că școala generală. Așa. Și într-adevăr, acolo puteam să văd la Palatul Copiilor oameni care au început în același timp cu mine. Era un curs care practic începea. Puteai și care au evoluat. Da, netalentat ești. Netalentat sunt la desen și cum alții evoluau mult mai repede decât mine. Și atunci e tot un fel de, practic ei din momentul în care au început, e adevărat că nu mai erau la grădiniță, erau în școala generală, deja puteau să aibă experiența anterioară, făceau lucrurile mult mai bine decât mine și nu... Dar tu ai continuat să mergi, când ai observat chestia asta, ai continuat să mergi la cursurile alea? Am mai continuat o perioadă, dar nu, cei drept, cred că am mers un an și jumătate, dar nu, cei drept, m-am oprit. Că ți-ai dat seama că ăia sunt mai... Nu, cred că de asta, adică, sau poate cumva și de asta, nu știu dacă aveam, am zis, bă, nu sunt talentat, o să mă opresc aici, inteligența, nu știu că aveam inteligența asta la, în general, nici acum nu cred că am, dar mă rog. La asta voiam să ajung. De ce de teatru nu te-ai lăsat până acum? Am înțeles. Nu, s-a închis Palatul Copiilor și atunci am renunțat. Stai, pot să dau una? Iartă-mă, dar acum s-a închis și teatru. Deci nu... Stai puțin, că încă nu s-a deschis. Să vezi dacă mă mai întorc. Este ocazia perfectă. Ok. Am început cu podcasturile, sper să mă țină, nu știu. Dar o altă întrebare spune. Care mă macină pe mine așa. Credeți că oricine ar putea să facă teatru? Până la un anumit nivel. Adică crezi că în concepția mea oricine ar putea să facă un anumit tip de teatru?
dacă se investește, dacă investește foarte mult timp, foarte multă voință, foarte multă muncă, despre care vorbim noi, acel 95% de sudoare, oricine ar putea să facă ceva în teatru. Dar tu te referi la un anumit tip de teatru sau la un, la orice tip de teatru, la până la un anumit, la un anumit nivel? Bă, nu știu, cred că de fapt acel 5% despre care vorbim este, care mai rămâne din 100%, este de fapt talentul ăla. Dar eu cred că dacă tu repeți o chestie, dacă tu repeți un monolog, ești într-un spectacol și repeți monologul ăla de un milion de ori și să spunem că ai 3 profesori pe lângă tine, dacă ai puțină materie cenușie, nu ai cum să nu păcălești, știi? Adică nu ai cum să nu ajungi la un nivel de a fi decent. Da, și o să, și o să ajungi, probabil, și o să fii chiar, poate, dacă chiar muncești și ai îndrumătorii corecți, poate chiar mai bine decât decent. Da, exact. Eu cred că de ce am spus nu așa violent, vehement, scuze pentru asta, este că asta nu e o meserie care se oprește după un rol sau după al doilea rol. Tu ar trebui să, să capeți un șoie de lejeritate și să le faci din ce mai ușor. Și de-aia, cred că dacă și n-ai să te descurci niciun... singur. Și să te descurci singur în multe situații. Da. Și atunci de-aia cred că e nevoie, pe lângă muncă și sudoare, e nevoie și de o chestie pe care, poate că nu te naști cu ea, dar cum zicea și Alex, o dobândești din mediul în care ai crescut sau din oamenii pe care îi întâlnești sau profesorii pe care îi ai, cumva îți deschid anumite... Chakre? Să mai bifăm un... De asta am zis nu. Nu că sunt nu că ai ceva cu mine. Da, Da, nu. Că și tu ar trebui să te lași. Păi eu, eu nu știu dacă ați văzut, eu deja mă lansez pe film, adică eu am altă. Da, atunci... Da. Acolo e nevoie pe de film. Altceva. Mircea, da. Nu. Vai de mine. Adică sunt nu mulți ziua de care fac film, nu e, nu e nicio panică. Nu dăm nume că... Dar uite, uite. Chiar apropo de chestia asta, ce părere aveți de oamenii care nu au studii de specialitate, dar nu, de obicei nu se întâmplă asta în teatru, dar în film joacă foarte bine. Adică nu ai ce să le reproșești și când afli despre unul sau altul că nu are studii... Asta... Cum a fost actorul principal din când eu când vreau să fluier, nu? Este exemplu cel mai concret din România, cred că el nu avea studii de actorie, actorul principal din eu când vreau să fluier. Sau mă înșel. Tu sigur? Și tu sigur? Da. Nu, nu știu sigur, sigur, dar așa... Mă rog, s-ar putea că mă lansez într-o discuție. Nu, asta zic, nu, nu am documentat fix în direcția asta. S-ar putea să mă lansez în ceva ce nu e adevărat. Nu, dar într-adevăr sunt cunoscute cazurile cu actori care n-au terminat în niciun fel de facultate în domeniu și cumva sunt foarte buni. Da. 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 Eu cred că poți să vorbești despre talent până într-un anumit punct al chestii astea. Și atunci, de-aia, talent, ce înțeleg eu prin talent e o abilitate naturală sau o înclinație într-o anumită direcție. Într-adevăr, cum zicea și Alex, dacă nu ești expus acelei direcții, s-ar putea ca tu să fii talentat, să, așa, dar n-ai de unde... Nu știi nimeni. Exact. Nu, n-ai de unde să știi. Acum, da, se poate, dacă te întâlnești la un moment dat cu această chestie, cred că eu, după un anumit punct, este un raport fin între experiență, că până la urmă meșteșugul capeți în experiență. Da. Din experiență. Dacă nu faci, n-ai de unde. La fel, dacă muncești într-o direcție, există posibilitatea ca la un moment dat să devii mai bun decât... Doruana ne-a zis nouă când am intrat în facultate, o chestie care a rămas cu mine... Să nu credeți că voi sunteți cei mai talentați de pe această planetă, că ați venit aici, mama, am intrat la teatru și gata. Nu. Diferența dintre dreptate, voi, diferența dintre voi și oricine altcineva de pe stradă e că ați avut curajul să veniți aici. Probabil pe stradă existau 500 de alți oameni mai talentați sau așa decât noi, dar pentru că am făcut asta, am ales să încercăm să facem chestia asta și să ne dezvoltăm într-o anumită direcție. Poate unii mai talentați, unii mai puțin talentați. Na. Da. Cred că depinde foarte tare și de munca de muncă. Da, există un nivel, există un nivel de la care pornești, care conform harului, talentului, cum vrem să-l numim, e pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin. Da. Da.
că după un anumit punct lucrurile astea se echilibrează sau... Da, 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 da. Cred că, da, cumva ca să zic și eu sau să continui ceea ce a spus Matei sau ce... Și eu cred că sunt foarte mulți și, adică, și sunt oamenii care fac, au reușit să facă niște roluri extraordinare neavând experiență înainte. Cred că vine și dintr-o oarecare relaxare sau dintr-o oarecare, hai să-i spunem, nu știu dacă e un cuvânt potrivit, inconștiența a ceea ce faci cumva. Ce interesant, da, pentru da, da. Că, pentru că noi acum în urma, sau nu numai noi, orice actor care trece prin 3 ani de facultate și începe să joace și are anumite experiențe, începe să înțeleagă într-un fel niște lucruri și ar, poate are niște așteptări de la sine, pune anumite presiuni pe el, pe care poate un om simplu nu și le pune și dacă are acel har divin despre care vorbeam mai înainte, s-ar putea să facă niște lucruri absolut ieșite din comun. Nu știu dacă e adevărat sau nu știu, dar cumva așa da. Poate bă, sigur, sigur e posibil, adică e da. Un scenariu posibil ce zici tu aici. A zis Mihai ceva, un cuvânt care cumva m-a făcut să mă gândesc la ceva ce zisem chiar înainte. Curaj, ai zis tu Mihai ceva că asta v-a zis Doru Anu, mi se pare, nu? Ca diferența... singurul lucru care da. Vă diferențiază e că voi ați avut curaj să mergeți la școala de la facultatea de teatru. Interesant așa. Că mi-a adus aminte de o chestie din David Mamet. David Mamet, care are o privire foarte... Iar ți-a scăpat un nume pe jos. Bravo, da, da, da. O chestie, da. În ce? Nu, în sensul David Mamet teatrul sau ce? Oh, am citit în engleză, nu știu... Matei în franceză, cel puțin. Am citit în latină. Da, nu, că spunea chestia asta, că probabil știți că David Mamet are o privire foarte, nu știu, aplicată asupra teatrului. Nu se pierde niciodată în metafore și în chestii de genul ăsta și a spus la un moment dat o chestie care cumva a rămas așa cu mine, deși nu i-am găsit neapărat aplicabilitatea imediată sau, în teatru. Sau traducerea. Da. Dar a zis ceva de genul ăsta, că tot ce trebuie să faci în teatru ca actor e să stand up straight. Da, stand up straight and say your lines with courage and have the courage to do it. Și asta cumva mi s-a părut interesant. Și cu asta s-a dus naiba condiția de a nu vorbi în engleză. Asta. Da. Dar mi se pare cumva interesant în contextul discuției despre talent. Că mi se pare că ai putea să definești cumva talentul, pentru că cumva ar trebui să-l definim ca un lucru ceva mai palpabil decât, nu știu, talent sau așa. Am putea spune că talentul, cel puțin în teatru, este curajul. E curajul de a fi, nu știu, de a te simți... expus, vulnerabil. De a fi sincer, de a fi vulnerabil, da, corect. Exact. Am putea să-l definim așa. Și cred că se mai poate adăuga ceva... pe lângă ce ați zis voi, care ține, după părerea mea, tot de talent, e instinctul scenic. Da, un bun simț, da. Cumva, nu? Un bun simț scenic, teatral, o chestie de genul dar ăsta, uite, nu? Dar uite, iartă-mă o secundă, mi se pare că talentul, mi se pare că curajul e un lucru pe care poți să-l dobândești în timp. Pe când instinctul, mi se pare orice. Mai aproape de har divin. Pe când ce? Pe când ce? Când am auzit? Pe când instinctul de care vorbea Matei acum, mi se pare mai aproape, dacă am avea o... De un har divin. Da, mi se pare mai aproape de har divin, de un lucru pe care nu putem să-l prindem, nu putem să-l cuantificăm. Da. Eu sunt de acord cu ce spui tu. Da, nu poți să-l prinzi, nu poți să-l cuantifici, dar... Dar poți să-l dezvolți, cred. Poți să-l dezvolți, exact, poți să-l cizelezi. Să devină, poate nu ai un instinct, un bun simț de la început, dar poți să-l dezvolți, cred. Eu nu prea sunt de acord cu chestia. Adică, cred că poți să-l dezvolți, dar cred că e mult mai ușor de a dezvolta, de exemplu, curajul și încrederea și relaxarea, care mi se pare foarte importante în procesul de lucru. Dar cred că sunt unele cazuri în care dacă instinctul nu e, nu e și nu va fi. Adică nu știu dacă poți să dobândești lucrul ăsta. Cred că doar prin foarte multă experiență poți să te păcălești instinctul. Nu să păcălești, dar de exemplu dacă te-ai întâlnit cu o situație, da, și ai obținut o rezolvare sau cineva ți-a dat o rezolvare pentru că tu nu ai instinct,
poți să te întâlnești cu o situație asemănătoare într-un viitor mai îndepărtat și tu să accesezi acea informație. Dar nu e neapărat instinct, adică apelezi la memoria... Da, la memoria conștientă. Știi? O chestie de genul ăsta. Nu știu dacă... Sau poate că poți să lucrezi și instinctul. Habar n-am, nu știu. Dar mi se pare destul de greu dacă nu îl ai să-l dobândești. Nu știu cum poți să dobândești instinctul. Sună-mă mai încolo și îți explic. Înțeleg. Da. E o discuție prea lungă și deja... Da, facem 2-3 facultăți de filozofie și reluăm discuția asta. Da, dar e foarte mișto că tot așa o chestie clișeică, dar foarte adevărată, că poți să fii extraordinar de talentat, să ți se dea cu carul talent. Dacă nu lucrezi, e anulat. Nu cred că e anulat. Eu nu cred că e anulat. Nu cred. Cred că... Păi, Mihai, despre ce n-am zis că o să-mi pe acord unul cu altul? Da, suntem pe asta. Ai folosit un prea dur anulat. E diminuat, este, mă rog, așa, spune. Problema când nu lucrezi e că acolo te oprești. Și există unul care poate e mai puțin talentat ca tine, care, mă rog, care te poate devansa de 10 ori mai mult ca tine și vine și, wow, de unde a apărut ăsta? Știi care e faza? Cred că dacă nu lucrezi, când te bazezi exclusiv pe talent, poți să ai seri și seri. Știi? Adică nu ai o bază pe care să zici că de aici în sus intervine talentul și relaxarea și, nu știu, harul, știi? Da, tu să ai o siguranță, să ai un minim sub care nu cobori orice ar fi. Munca. Da, înțeleg ce zici. Înțeleg. Prin ce munca spui, de pus să-ți faci o bază și după aia intervine improvizația, intervine relaxarea, intervine talentul. Pe când dacă nu lucrezi, tu nu ai acea bază și atunci te bazezi pe... flerul tău personal, care într-o seară poate să nu funcționeze. Într-adevăr, da. Da. Nu știu dacă mai ții minte, Alex. N-a zis nimic, Radu, să știi. Da. Nu, dar vreau să văd dacă ne dăm un sens cu privire la cât timp mai avem. Aș menționa că puteți să, știi tu, cum e în teatru. Schimbă! Să schimbăm. Bun. Să schimbăm. Bine. Hai să facem schimb de locuri. Iată, am epuizat subiectul. Am epuizat subiectul talentului. Îl fac eu un post schimbul de locuri. Voi schimba subiectul. Okay. Bun, foarte bine. Am făcut un canon extraordinar. Da. Bun, hai să vorbim de emoții, nu? Sau? Emoții, da. Iubirea fără un gram de emoții. Da, am citat din 3 sud-est, hai. Bun, bravo. Bun. Avem și o pauză muzicală. Da. A fost publicitate. Da, exact. Băgați cartonul cu emoții, vă rog. Bravo, mă. Așa. Deci cu emoțiile. În podcastul trecut, nu, am ajuns la diferențierea asta între emoții pozitive și emoții negative. Emoții care te țin pe loc sau emoții care te ving în față. Sau cum e... Mulțumesc, Dan. Mihai a zis. Da. Cel moment poetic al lui Mihai. Poezia. Eu atâta pot, dar acolo se oprește. Poezia de Berceni. Da. Eu cam atât. Răzdou un șut în mor. Okay. Momentul liric din podcastul numărul 1. Da. Pastila de lirism. Ar trebui să scoată o harpă, Mihai, și să fie desprecată. Hai, bun. Nu, e bine, credem că poate să-și dea seama cei care ne dau aceste subiecte, că cumva nu prea putem să le ținem. Despre emoții. Trei urmăritori care ne-au cerut tema asta, eram tot noi care ne urmăream între noi, adică... Da, exact. Hai de bine. Da, deci despre emoții. Haideți, vă rog. Eu aș vrea să lansez o întrebare și cred că cumva toată lumea are o experiență și poate să vorbească despre subiectul ăsta. Cum s-au manifestat odată, să zicem într-o seară, emoțiile, dar la nivel destructiv? Adică dacă au intervenit emoțiile și ți-au pus bețe în roate și cum s-a întâmplat? Nu știu, s-a uscat gâtul, s-a uitat textul, tremura de picioare, habar n-am, nu știu. Mihai? O să încep eu. Uite, ridic mâna ca să mă vadă. Așa. Nu mi-amintesc una neapărat în teatru, dar... Vrei să-ți amintim noi? Oare la ce pagină suntem și ce ar trebui să zic?
Așa. Dar mi-am inteles că eram, terminasem anul 2 de master și cumva s-a organizat Miserabili, a fost unul dintre spectacole de disertație pe care l-am avut și la una dintre reprezentații s-a nimerit să fie în sală directoarea operetei. Și m-a întrebat după spectacol dacă aș vrea să vin să fac un să cânt, voia să organizez un concert de muzică de film în care să introducă și soliști. Și m-a întrebat dacă nu vreau să vin să cânt Bring Him Home, care e cumva melodia cea mai Da. În dirijor străin, orchestră de 90 de oameni și cor în spate, mă rog, corul nu era neapărat la momentul meu, dar era prezent acolo, toți muzicieni, eu venisem de nicăieri, cumva, și nu am știut, efectiv, după, la prima repetiție, n-am reușit, deși o cântasem de 100 de ori, de cel puțin 100 de ori, nu am reușit să-mi termin melodia. Cumva simțeam că mi se usucă gâtul în continuu, că nu pot să merg mai departe și simțeam că toate privirile alea vin în ceafă și cumva chestia asta mă bloca, îmi tremurau picioarele, îmi tremurau genunchii, îmi tremurau tot. Da, deci aveai super, adică, super, super multă presiune pe tine. Da, era presiune și cumva mă simțeam, asta e că e un pic, chiar dacă veneam dintr-o zonă în care știam că nu trebuie să te gândești nici o secundă că vei fi judecat, adică să nu te jude, să nu te privești din afară, să zici, a, uite, se uită la mine și nu știu ce, simțeam peste 100 de priviri în spate care simțeam că mă judecă. Și atunci, cumva, ceva din mine nu mă lăsa să merg mai departe. Da. Și acum, după ce a trecut ceva timp, crezi că ai avea soluția la a nu mai pica în plasa asta? Nu, soluția am găsit-o atunci. Adică, înainte, asta se întâmpla la repetiții și la repetițiile generale. Da. Repetiții și la repetițiile generale. După aia am decis să merg la Gianpaolo Mazzoli, care era dirijorul, și să fiu sincer cu el și să-i zic că mă simt ca într-o mlaștină și nu știu cum să ies din asta, că eu sunt actor și nu știu exact cum funcționează. Am descoperit cumva că omul n-avea absolut, adică a fost unul dintre cei mai mișto oameni cu care am avut ocazia să mă întâlnesc, am putut să lucrez cu el separat după aia un pic, în care m-a luat de la zero și mi-a explicat niște lucruri despre chestia asta și aia m-a făcut să mă relaxez, de fapt. Pentru că probabil dacă n-ar fi fost acea interacțiune, dacă nu, el n-ar fi fost atât de deschis spre a mă ajuta să trec peste acest hop, nu s-ar fi întâmplat nici în concert. Da, deci practic tradus, zici că ai avut nevoie de cineva cine să-ți dea confortul și liniștea și încrederea, da. Nu? Da. Am înțeles. Și a zis, tu ocupă-te de partitura ta, eu mă ocup de ceilalți 90 de oameni din spatele tău, ei sunt ai mei, tu vezi-ți de treaba ta și o să fie ok. Și a fost. Da, asta e, confort, cred că asta mi-a dat liniștea, dar emoțiile alea, Da, adică ai, în sfârșit ai accesat un mediu care ție ți-a plăcut sau te-ai simțit în largul tău în el și atunci ai putut să uiți de toate privirile alea pe care le simțeai în ceafă înainte. Da. Interesant. Și eu am avut parte de niște emoții de genul ăsta mai neconstructive așa, chiar la prima reprezentație cu Turandot. Așa. Turandot? Unde? Da, la Teatrul Excelsior. A, pe Academie? Da, acolo. Pe Academie, în clădirea de birouri. Unde e Boutique du Pain? Acolo. Da. Cum ar fi, da, ce rău. Vis-a-vis de ciorbărie. Acolo, da. Ești un mega sau, apropo, sau vis-a-vis de Misterul Sănătății. Da. Bun. E, uite. Să trecem foarte repede, că am impresia că aici Am avut multe momente de genul ăsta. În lunga mea carieră de actor. Dar asta e foarte recentă și foarte proaspătă în minte, pentru că, după cum știe toată lumea din primul podcast, n-am avut foarte mult timp de repetiție și panica mea cea mai mare nu era pe bucățile unde e text mai mult sau așa, pentru că le repetasem cu Dan și eram destul de sigur și pe ce am de făcut și pe text și pe așa. Panica mea era la intervențiile scurte, unde replicile trebuiau să vină în cascadă una după alta, să se lege, să fie timpii buni, să nu știu ce. La momentele de grup, cumva. Da, la momentele de grup, exact. Acolo eram... Și de ce? Pentru că nu voiam să încurc, nu din alt motiv. Adică știam, văzusem pe filmare că voi aveați un ritm al vostru și că
lucrurile curgeau într-un anumit fel și nu voiam să fiu eu piesa care strică toată treaba asta. Și m-am bucurat foarte tare că, și de fapt asta m-a bucurat așa, separat de spectacolul ăsta în general, că am intrat în colectivul ăsta, că fiecare pe rând, fără probabil să știți unii de alții, ați venit și mi-ați spus, băi, stai liniștit, nu-i nicio problemă. Dacă se întâmplă ceva, o să zic că unul dintre noi e replica ta sau o să o scoatem într-un fel. După au venit și cei de la tehnic și m-au tot întrebat, vrei să mai reluăm o dată, vrei să mai întoarcem turnanta o dată, vrei să... Adică toată a fost foarte, foarte drăguță. Deci e cam cum ce a zis și Mihai înainte. Da, doar că... Au fost oameni care... A, doar că, ok. Doar că... Ce s-a întâmplat e că până la ora 7 fără 5 mă simțeam foarte sigur după ce discutasem cu voi, tot repetasem tot așa. Când s-a tras cortina... Și noi am plecat la locurile noastre. Da, și eu trebuia să fiu de la început pe scenă. M-am simțit sigur! Deci toată siguranța aia, totul ăla s-a terminat, am început să transpir instant. Am ratat și primul gest ăla de să întorc vulturul lui Dan. Asta a fost spectacolul ăla când trebuia să... Asta a fost spectacolul ăla când ai făcut o primă pasă. E ok, că n-ai zis cerc. Nu, ăla a fost următorul. A fost al doilea. Nu. Aici toate emoțiile alea să îndurt Șoimul. Și am uitat, efectiv am uitat primul gest din spectacol. Și mi-am dat seama din ce... Da, da, deci aici s-a terminat și m-am trezit la final. Trebuie să recunosc asta. Că m-am trezit la final, ud fleașcă și mai slab oameni care aplaudau, mai slab profesional, în primul rând. Mai slab de atât nu se putea. Și da, lumea a zis că n-au fost atât de multe gafe sau atât de evidente, dar emoții de genul ăla n-aș vrea să mai ia. Da. Bine, dar asta a venit din faptul că n-ai avut timp să... Adică n-ai fost părtaș la procesul de repetiții. Da, da, și cumva a trebuit să preiau toate lucrurile astea și na. Da. Da. Voi aveți, dacă vorbim despre emoții, aveți emoții când știți că sunt ai voștri în sală? Sau când știți că sunt colegi de breaslă în sală? Sau, nu știu, dacă... critici când sunt în sală? Băi, sau eu... pentru voi e egal și... Nu, pot să zic că când e singurul moment în care aș putea să am emoții din astea, am avut la început, aveam foarte multe emoții și de cele mai multe ori erau destructive. Dar ușor am reușit să scap de chestia asta și să învăț să mă bucur de spectacol și de colegi și așa mai departe. Dar cred că singurul moment în care am niște emoții pe care nu mi le-aș dori, dar cred că este doar dintr-o frică de a nu da greș și a nu dezamăgi, este atunci când este mama în sală. Recunosc, asta s-a întâmplat și la Adams, dar și culmea, cred că e singurul moment în care n-ar trebui să am emoții, pentru că este singura persoană care nu judecă, indiferent cum ar fi. Dar ai spus-o foarte bine. Dar nu știu de ce. Cred că e dorința asta de a arăta că, nu știu, ți-ai ales calea potrivită, nu ai pierdut timpul, nu știu. E probabil e cumva natural să vrei să le dovedești părinților că te descurci și că... Știi ce zic? Știți? E interesant, interesant că tocmai tu ai deschis tema asta, din câte știu, nu... Tu nu prea... Ce zice? Cu ai mei? Da. Într-adevăr, da, trebuie să fac public această informație. Mea culpa. Trebuie să facem publică această informație, dar nu mai vorbesc cu ai mei de ceva timp și e destul de greu, mai ales cu chiria. Nu, într-adevăr, ai mei au... cu donați pentru Dan. Da, exact. O șansă la viață pentru Dănuț. Ația aia pentru transpiratul mâinilor, asta e podcastul 3, dacă e. Da. Vai, cu transpiratul mâinilor, asta trebuie să vorbim 40 de minute despre transpirația mâinilor. Într-adevăr, ai mei nu... Da, ai mei nu prea au văzut spectacole de ale mele și cu mine, decât foarte puține și foarte rare, și cu foarte mult timp între reprezentații, pentru că da, trebuie să mă revin un pic după fiecare spectacol în care vin ai mei. De ce? Pentru că ești terminat efectiv sau ce? Am un pic emoții, deși acum au venit ultima oară la familia Adams la premieră.
și chiar n-a fost atât de rău pe cât a fost în alte dăți, mai ales înainte să fac facultate, mai ales în teatru, când făceam teatru de amatori, în liceu. Atunci, într-adevăr, erau chiar niște emoții în care, adică, care îmi dădeau blocaje. Adică era foarte rău. Dar cumva, da, uite, vezi, apropo, ca să facem, da, ca să facem o legătură. De mine. De acolo ce aspirație, Barbelor. Ce a zis? Ce a zis? Că n-am înțeles. Eu am zis, da, dar așa. Blocaje. Tu ai zis blocaje și am spus renale. Ah, da, da, da. Asta e podcastul 4. Da, măi, și ca să fac o paralelă, da, vezi cumva, cu paralelă cu subiectul cu talentul, da, vezi cumva că odată cu experiența, se pare că s-a schimbat, cel puțin pentru mine, și, și gradul de emoții negative pe care le-am când vin ai mei sau, mă rog, când vin prieteni sau colegi sau foști colegi. Da, sau... da, da. Păi, da, deci înseamnă aici... că ai căpătat o siguranță de sine. Gata, zi, popa. Uite, aici, aici mă gândeam că mi-a suscitat Dan interesul, zicând că el avea emoții care îl blocau atunci când făcea teatru în, mă rog, la școală. În Piatra sau, Neamț, teatru, acolo, la el. Da. În vârful muntelui. Da, și asta mi se pare, adică aș, sunt curios de ce, pentru că cumva eu aducându-mi aminte de perioada mea asemănătoare, tot din, mă rog, gen... liceu în care făceam teatru, era că cel puțin cred că am avut cam trei faze. Prima fază, să spunem așa, când făceam teatru de amatori în liceu, atunci aveam un anumit tip de emoții, adică aveam niște emoții anumite păreau destructive. În facultate mi s-a părut că, sau imediat după facultate mi s-a părut că am emoții destructive și cumva acum poate au început să se mai reducă. Adică cumva invers și voiam să te întreb de ce aveai poate atunci emoții destructive. Popa, eu îmi cer scuze, Radu ne scrie pe grup și eu n-am ascultat nimic din ce ai spus tu. Sunt convins că e foarte interesant. Eu eram dacă gata, eu eram gata să ascultat. Zic, da, bă, acum na, știi și tu, că nu e chiar așa, știi? Da, de ce? De, nu știu, da, erau hai, o să fiu mai scurt. Eu, spre exemplu, nu aveam emoții destructive în liceu când făceam teatru de amator și te întrebam de ce crezi că aveai sau de ce aveai atunci emoții destructive, dacă știi. Nu, da, stai puțin, pentru că aveam întrebarea... mai puțin experiență. Cred că întrebarea da, poate nu erai și mai inconștient, făceai teatru de plăcere într-o trupă de amator, unde lucrurile, Doamne iartă-mă, nu erau. Da, da, deci da, tu zici, da. Tu zici că acolo nu exista presiune sau acolo erai cumva, păi, nu, erai atât de, nu erai atât de încastrat în normele societății care... Da, eu asta simt cumva acum, la atâția ani distanță, cel puțin, că nu eram, acolo mergeam, făceam, mă jucam, erau, da, erai liber. Pur și simplu, era o serbare, practic, asta era toată, asta era finalitatea acelui teatru de amator. Și da, da. Miza nu era așa de mare. Da, miza, exact, miza nu era așa de mare. Nu vreau spune. Să stric vibe-ul nimănui, dar mi se pare că se lansează un subiect foarte interesant apropo de experiență și de cum se schimbă viziunea noastră asupra meseriei și aș vrea să vă propun, dat fiind mesajul lui Radu, să continuăm asta în podcastul următor. Podcastul bun, următor. De acord. Pe perfect. Care noi înregistrăm acum, imediat după, ca să da, 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 da. La o lună distanță. Exact. Da, 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 da. Ne punem bărci, așa. Dragilor, lumea o să fie în parcuri, o să meargă. Dragilor, eu nu am vrut să vă întrerup, dar avem 40 de minute. Bine. Păi mulțumim perfect. Foarte mult. Adică vrei să spui că nu se mai uită nimeni la noi după primele 20 și n-are sens. Nu știu că da. nu am o bază statistică, dar după cu siguranță voi analiza aceste detalii după podcastul 2 cu voi. Bine, păi atunci bine. Vă mulțumim perfect. Foarte mult că ați fost alături de noi. Mulțumim, dragi colegi. Și urmăriți toate postările de pe Teatru Excelsior, Facebook, Instagram. Teatru Excelsior, da. Suntem foarte, foarte și vom fi din ce în ce mai vizibili pe Facebook și pe... Bine, mulțumim foarte mult. Ne vedem data viitoare. Și pentru noi continuăm. La revedere. Pa, pa, popa, pa.